și bun găsit! Sunt Carmina Vlad, iar de această dată vom vorbi despre festivaluri și concursuri de muzică populară. Cu siguranță mulți dintre dumneavoastră sunteți cei care v-ați dus într-o sală unde s-au organizat astfel de concursuri și festivaluri. Ați văzut pe scenă soliști de muzică populară evoluând, chiar și orchestre, iar despre toate acestea vom vorbi în această seară cu doamna profesor Amelia Etegan, manager al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Dolj, care îi spun bine ai revenit, Amelia, și bine v-am găsit, bună seara și ar trebui să le spunem, te ascultam când prezentai tema de emisiune și mă gândeam că ar trebui totuși să le spunem concursuri de folclor, pentru că noi despre asta o să vorbim astăzi, concursuri și festivaluri de folclor, pentru că pe mine mă interesează mai puțin ceea ce se cheamă muzică populară. Nu vreau să fiu greșit înțeleasă, să se considere că sunt eu așa mai scrupuloasă, mai catolică decât papa, dar este greșit înțeleasă ideea de muzică populară. Muzica populară în sine este un lucru foarte frumos și foarte valoros. Este muzica noastră tradițională. Numai că așa a căzut în desuetudine această terminologie, încât acum se înțelege muzică populară, deci absolut orice chici îngrozitor, noi îl tratăm ca pe muzică populară. Și atunci eu prefer să spun că astăzi ne vom ocupa de festivaluri, da? Festivaluri de folclor. Amelia, tu ești director la acest Centru Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Dolj, unde voi organizați De 15 ani. Mulți înainte. Să rămână, mulțumesc. Doamne ajută și peste Doamne 15 ajută. Ani să fii tot Doamne ajută să fiu cu toate țiglele pe case, cum zic eu. Da, și da, eu și voi organizați acest concurs foarte frumos, foarte valoros și zic eu, părerea mea, este cel mai mare concurs de folclor. Este cel mai mare festival de folclor din țară, este cel mai vechi festival de folclor și are cea mai mare notorietate. Cred că Maria Tănase a fost așa cumva începutul în ceea ce privește festivalurile, pentru că în acea vreme în care a câți ani are de când se organizează? 50 de ani face. 50 de ani face în acest an. Instituția are 64 de ani de la înființare. Aproape 65, cât are festivalul. Da, exact, păi da, asta spuneam la prima ediție că, bine, eram extrem de emoționată și spuneam că este așa, cumva, te obligă să te comporți într-un anume fel și să reacționezi într-un anume fel și să organizezi într-un anume fel, pentru că nu poți un astfel de proiect să-l faci așa detașat de subiect. E prea mare evenimentul și cu așa mare notorietate și mai vârstnic decât mine, încât nu pot să... Deci nu putem să nu ne ocupăm cum trebuie de el. Eu aș vrea să te întreb altceva. De când începe festivalul Maria Tănase să fie organizat? Adică, pentru anul ăsta, știu că este noiembrie, nu? Da. Da? Pentru anul ăsta, de când ați început să organizați? Păi stai puțin, că dacă ar fi să ne gândim așa la ediția trecută, eu cred că ceea ce am sezizat noi că ar trebui schimbat în ediția trecută, deja am pus în discuție și eu cred că pregătirea ediției următoare începe de atunci. Deci de a doua zi, să zicem. Da, deci este clar că în momentul în care organizezi un astfel de festival, sezizezi și anumite aspecte care trebuie îmbunătățite. De la o ediție la alta, lucrurile s-au schimbat. Și atunci noi ne apucăm și discutăm pe marginea ediției care s-a finalizat și știm clar ce anume trebuie schimbat. În timp lucrurile se schimbă și în ăștia 2 ani care sunt între 2 ani, este impropriu spus 2 ani, între ediții, că nu sunt 2 ani, sunt 2 ani în care tu deja pregătești ediția cealaltă. În această perioadă te ocupi serios de acest aspect. Bine, deja la noi există experiența. Majoritatea colegii mei de la centru, că festivalul este organizat și acum de ce să nu spunem, nu trebuie să stăm și să ne ascundem. Festivalul este organizat încă de la începuturi, a fost organizat de instituția noastră, în vremea aceea se numea Casa Regională a Creației din Oltenia.
Centru Creației Populare, după aceea s-a numit Centru Creației Populare, dar a fost instituția care a organizat acest eveniment. Bine, cu sprijinul, cu așa cum era în acea vreme, Comitetului de Cultură și Artă. Și în timp festivalul a fost preluat în funcție și de ceea ce s-a schimbat în vreme, a fost preluat de către Consiliul Județean Dolj, instituția căreia ne subordonăm noi, și este făcut sub patronajul Consiliului Județean Dolj. Asta de după 89 încoace. Deci după momentul 1989, festivalul a fost preluat de Consiliul Județean Dolj și implicit instituția noastră, care se află în subordinea Consiliului Județean Dolj. Să spunem telespectatorilor că voi aveți acolo o întreagă echipă. Sunteți ca o familie. Fiecare știe ce are de făcut. Exact. Pentru că îmi spunea cineva, dar ce mare scofală să faci un festival, să... Este o foarte mare scofală atâta timp cât pe scenă nu aduci chiciu. Da, și este i-am spus, zic, tu și ce în spate... Este o desfășurare de forțe. Cât a bucătăria, da, cu ghilimele, da, de rigoare. Da, sunt foarte multe lucruri pe care nici măcar în exterior, nici măcar nu intuiești că există și ele sunt. Sunt chestiuni aparent de detaliu, dar pe care dacă nu le iei în seamă, proiectul nu-ți va ieși cum trebuie. Deci, experiența celor 15 ani de când sunt la centru... mă face să să mă implic în organizarea evenimentului cu foarte mare seriozitate și cu discernământ. Adică este clar că ai idei pe parcursul organizării evenimentului, dar trebuie să le treci de 10.000 de ori prin filtre. Trebuie să te consulți cu cei din jurul tău, să vezi e bine, nu e bine, e o idee bună. Trebuie să le lași și celor de lângă tine posibilitatea de a-și spune părerea despre un anumit aspect. Poate are o idee bună. Poate are o idee bună și eu întotdeauna am apreciat... deci dacă mi s-a oferit ocazia să lucrez cu oameni foarte bine pregătiți, ăsta pentru mine a fost, nu știu, cel mai mare vis al meu, dacă vrei. Știi, eu am o zicală. Și dintr-o idee proastă poți să înveți ceva. Exact. Știi? Da. Că poate ideea aia proastă, da, dacă o modelezi un pic, devine o idee bună. Înveți că nu merge, dar merge altfel. Deci din ideea proastă, cumva, poți să scoți ceva. Și asta spun, am apreciat foarte tare oamenii care au experiență. Am învățat de la ei, pentru că nu m-am născut învățată. În momentul în care am venit la centru, eu eram, lucrasem în presă, cum bine știi, organizasem anumite lucruri, nu de o asemenea amploare, dar pot să spun că sunt un bun organizator, adică sunt un om care, la mine totul este planificat și nu știu dacă este o chestiune care ține de structura mea interioară, dacă vrei, deci, dacă să apelăm la zona asta mistică de zodie, de așa, eu sunt un om care la mine totul este planificat, totul este pus pe foaie, totul este, asta se face în perioada meticulos. Asta se face în perioada, nu, deci, asta la nivel macro, că la nivel de detaliu, după aceea stăm de vorba și detaliem toate aspectele astea. Dar trebuie să ai în minte, să conturezi un eveniment, dacă vrei să-ți iasă acel eveniment. M-am trezit cu... că asta mă deranjează cel mai tare, când oameni care își dau cu presupusul, vin pe lângă tine și își dau cu presupusul, dar oameni care n-au niciun fel de treabă cu subiectul și... oameni care, am mai spus și o să o spun în continuare, oameni care în viața lor n-au organizat nici măcar o sărbare școlară. Cu un astfel de om nici nu merită să stai de vorbă, adică clar trebuie să-l ignori. Dar sunt astfel de oameni, că asta este vremea în care trăim noi, sunt astfel de oameni care vin și cataloghează ei niște lucruri. Adică trebuie să pună ei etichete. Invidioși, da. Și care vor să arate că, vezi, Doamne... Da, dar trebuie să faci abstracție. Tu ești mai prost decât ei, dar de fapt e invers, știi? Da. Că până la urmă își dau rama pe față. Eu asta am spus. Adică arată-mi ce realizări notabile ai tu și atunci o să te respect și îți spun și eu ce realizări am și probabil că atunci vei tăcea. Da. Cum a fost prima
ediția festivalului Maria Atanase organizat de tine. Fac un 15 ani. A fost impropriu spus organizat de mine, că deja echipa era pregătită când am venit eu. Organizat, dirijată de tine. Da. Evenimentul, deci eu am venit în aprilie și în mai a fost festivalul. Deci într-o foarte scurtă perioadă. Eu atunci la prima ediție cred că am fost, nu zic mai puțin implicată eram, dar am observat cu foarte mare atenție tot ceea ce se întâmpla, pentru că e un mecanism care merge, Carmina. Este un mecanism care merge, de ce? Pentru exact ce spuneam mai devreme, oamenii care sunt implicați în organizarea festivalului. Eu am la mine la centru oameni care, nu știu, sunt acolo de 30 de ani, da? În momentul în care ai lucrat un proiect de-a lungul vremii, deci proiectul are 50 de ani, deci dacă ești acolo încă de la primele ediții, deci este clar că vei pune umărul așa cum trebuie la organizarea proiectului și totul merge. Ei, și eu am fost cumva și observator, m-am și implicat, mi-a plăcut foarte tare, am fost așa, a fost o mare emoție prima ediție a Festivalului Maria Atanase și mi-a plăcut foarte mult, eu sunt un om riguros și mi-a plăcut foarte tare faptul că toți cei implicați erau extrem de serioși, de la juriu, concurenți, repertoriu, absolut tot, deci tot ceea ce presupunea Festival Maria Atanase era făcut cu seriozitate, cu rigoare, ne lăsând vreo portiță lucrurilor de proastă calitate. Deci în proiectul ăsta n-au ce căuta lucrurile de proastă calitate. Mai ales că e un proiect foarte mare, la un moment dat era chiar internațional făcut. Păi și acum are participare internațională, dar am zis să nu fim așa de, nu știu, de pompoși, de... și am spus... Veneau din Serbia, da. Mi-aduc deci aminte... Deci vin și acum concurenți din Republica Serbia, vin din Republica Moldova, din Bulgaria, de peste tot. Am avut și din alte, din comunități românești, de exemplu. Pot să vină și din alte țări. Mi se pare că acum, nu știu, cred că din Italia a fost cineva. Ideea este că poți să vină atâta timp cât ești român, cât asta este, trăiești în altă parte, dar nu este niciun fel de problemă. Regulamentul festivalului și organizarea festivalului permit astfel de intrări ale concurenților din alte țări pe scena festivalului. Ideea este că trebuie să treacă de preselecție și de rigoarea juriului. Să știi că am întâlnit chiar copii talentați care sunt născuți în Italia, Spania, Franța, copii de români, bineînțeles, uh-huh, care cântă astfel de cântece populare, folclor, care iubesc costumul popular și foarte talentați. Uh-huh. Și chiar mi-aduc aminte de o fetiță din Olt care a spus că ea nu mai vrea să mai întoarcă în Italia. Uh-huh. Îi spunea mamei că preferă să stea în România pentru că ea iubește atât de mult folclorul românesc și cuportul popular românesc încât ea nu vrea să se mai dezlipească de el și nu vrea să că acolo. Acolo nu poate să cânte muzică populară. A zis că ea nu poate să poarte costum popular, că nu o apreciază nimeni, dar aici o apreciază și o înțelege lumea. Da, pentru că simți că există o empatie, există un feedback în momentul în și care plâns pe scenă. Și a trebuit părinții să facă în așa fel încât să lucreze aici, uh-huh, în România, că n-au avut ce să-i facă. A spus că nu se început să se plângă. Eu încurajez foarte tare, încurajez pe copiii, pe tinerii care doresc să... Mi-am sprijinit întotdeauna pe cei care doresc să se implice în promovarea cântecului popular românesc. În schimb, nu încurajez alt aspect care pe mine chiar mă deranjează în ultima perioadă. Folosindu-se de notorietatea Festivalului Maria Atanase, unii încearcă să-și organizeze evenimente și să atragă acea notorietate asupra lor. Eu zic să-și vadă de treabă, pentru că nu este niciun fel de, nu știu, de bravură să denigrezi prin organizarea proastă a unui proiect, să denigrezi o mare valoare națională. Mi s-a întâmplat acum 2 ani, nu dau nume că nu-i civilizat, da? Mi s-a întâmplat să primim la instituție un e-mail. Era o mămică foarte revoltată
vai, cum ne permitem să organizăm așa ceva, să ținem copii, să-i chinuim în soare, să nu știu ce să facem, să, vai, să, nu știu, să mâncăm în fața lor, așa, să organizăm astfel de evenimente unde copiii pur și simplu sunt tratați ca, ca niște gunoaie. Deci, ce se întâmplase. Da, un e-mail foarte... care ne ataca foarte tare. Pentru dar că ce se întâmplă? Doamna respectivă a crezut că noi suntem cei implicați în acel eveniment ca organizatori. Deci era un eveniment organizat de altcineva? Da, era un eveniment organizat de o instituție, de la noi, din Craiova. Un eveniment la care oamenii apăraseră chiar la o imagine dintr-un afiș al Mariei Tănase, un afiș care ne aparținea nouă și ale căror drepturi de autor le deținea un fost coleg al nostru, iar drepturile patrimoniale clar erau ale instituției. Eu n-am vrut să fac atunci un întreg tam-tam pentru că aș fi putut face, dar mie nu-mi plac lucrurile astea. Știi cum spun cei de la țară, să-ți pui poalele în cap. Asta nu, deși uneori nu, cred nu, că e nevoie. Deși uneori cred că, da, exact, este necesar, da. Pentru că se pare că unii nu pricep decât în felul ăsta. Și mămica respectivă revoltată, pe bună dreptate, da, pe bună dreptate i-a explicat în e-mailul respectiv ce a pățit copilul ei și copilul ei chiar i-a fost rău din punct de vedere fizic, așa, că nu i-a plăcut cum a fost tratată, că a plâns, că da, așa. Și e-mailul ăsta a ajuns la o colegă de-a mea care verifica e-mailul instituției și zice, uite ce se întâmplă, așa. I-am răspuns doamnei respective, am spus că nu suntem noi organizatori și numai că mi-a fost mirarea când ți-am spus, am găsit deci, o imagine de afiș de la noi, da? Titulatura instituției noastre trecută pe afiș, deși noi nu aveam niciun fel de implicare în acel proiect, da? Nu știu, cred că n-au putut să o scoate din afișul vechi, da? Și mai mult, acel își aroga o parte din titulatura festivalului Maria Tănase, acel proiect. Nu vorbim de promovare, că era ceva de foarte proastă calitate. Adică, cu chiu cu vai am găsit pe internet ce făcuseră mândri organizatori și i-am explicat mămicii respective că nu suntem noi organizatorii, am luat legătura cu această doamnă. Doamna mi-a spus, mi-a povestit tot ce se întâmplase. Numai organizare de eveniment nu poate să fie și am fost foarte revoltată din punctul ăsta de vedere pentru că dacă îți permiți să îți însușești așa pe față niște aspecte dintr-un proiect mare și cu notorietate în dorința de a da notorietate, nici măcar nu-l pot numi proiect ce au făcut dumnealor, așa ceva este o mare rușine. Dar e o șelăciune. Dacă da, bine, da. Să și este o rușine, Carmina. Este dosar o rușine. Penal pentru da, șelăciune. Da, da. Este o rușine. Folosirea de înscrisuri da, exact. Da. Ale autorităților. Da, deci da. Nu era... Deci cum... Deci, pur și simplu, este ca și cum eu acum aș veni și aș lua, nu știu, sigla voastră, aș folosi-o pe, nu știu, pe niște documente care sunt ale instituției mele, m-aș preface că e un eveniment organizat de voi, v-aș pune titulatura... Ar fi logic și omenește, nu se face așa ceva. Ca să nu mai vorbim de partea asta cu tratamentul persoanelor da, care au participat. Și sunt ferm convinsă că oamenii care au fost în juriu la acea minune n-au știut nimic din ceea ce se întâmpla. Îi cunosc pe toți cei care au fost în juriu, sunt oameni de bună credință, oameni de bun simț, specialiști în domeniu, da? Dar care nu au știut unde merg, nu au știut în ce anume se implică. Da? Da, stai să vezi că și ei s-au folosit inclusiv de imaginea oamenilor ăstora. Da? Deci nu poți să te folosești de imaginea unor oameni, de notorietatea lor, de profesionalismul lor, ca să-ți crești tu o, nu știu, o... audiență. Nici nu știu cum să o numesc. Că nu, nici, ăla nu e nici proiect, nici valoare, nu e nimic, da? Dar uite, să știi că am observat și eu am fost contactată, recunosc, să prezint un astfel de festival
își fac pe proiecte europene diferite concursuri, festivaluri de gen, care nu sunt acreditate de Ministerul Culturii. Atenție că trebuie să aici... La voi este implicat și Ministerul Culturii. Nu toată lumea este implicat. Nu, cumva Ministerul Culturii era implicat pe vremuri. În schimb, noi avem un foarte mare bun simț legat de acest proiect. Adică proiectul nostru s-a făcut, a avut clar un regulament, ceea ce puține proiecte au vorbesc de cei care, de care îți povesteam mai devreme. Deci proiectul are un regulament care se respectă, proiectul are, deci are un anume plan de organizare. Nu facem după ureche, toată lumea știe ce înseamnă Festivalul Maria Tănase. Adică nu ne jucăm, adică facem lucruri foarte serios și ni le asumăm. Ei nu și asumau absolut nimic. Deci ei prin atitudinea lor nu și-au asumat nimic. Ba din contră, ei au vrut să-și crească notorietatea unei instituții pe spinarea unor oameni, așa, oameni care aveau o anumită imagine, pe spinarea copiilor ălora care s-au chinuit în ziua respectivă ca să demonstreze că sunt talentați și poate să cerțe să iau un premiu, dar nu mi se pare normal să se întâmple așa ceva. Și vreau să spun că, asta, ca să-mi termin ideea, sunt foarte mulți care își fac pe aceste proiecte europene pentru promovarea culturii, zonelor, din, zonelor, da, folclorului, tradițiilor, obiceiurilor, portului popular și fac astfel de festivale, festivaluri care, vreau să vă spun că nu știu cum sunt organizate, dar problema este alta, că aceste concursuri de gen aduc proastă imagine și folclorului. De asta spuneam, nu vreau muzică populară, nu vreau să vorbim despre festivaluri de muzică populară, pentru că ei asta au înțeles din muzica populară. Muzica populară înseamnă altceva. În accepțiunea termenului, muzică populară este muzica noastră tradițională. Numai că a devenit tradițional să ne batem joc de muzica populară. Da, dar vrei să spun și erau uimiți că, uite, pentru că am avut curajul, îmi spunea o mamică, pentru că am avut curajul să-i spun ce gândesc în față, copilul meu a fost descalificat și i s-a dat un alt premiu sau nu i s-a mai dat premiu, după aia s-a dus la o altă ediție și i s-a dat un premiu mai mic. Da, copilul este marginalizat, da. Este răspunsul. Sau, încă ceva, un festival dintre astea organizate de două sau de trei ori pe an. Deci eu am rămas mută. Cum poți să organizezi un festival de... Să știi că trăim într-o lume teribil de festivalieră. După 89 încoace, au început așa să apară niște de-astea, festivalul, mai râdeam, Festivalul Porumbului, festivalul nu știu cui, deci deja festivalizăm așa cam tot ce prindem. Absolut orice idee, la noi trebuie să devină festival. Da, dar vezi că sunt părinții sunt înșelați și când încep să le mai deschid ochii la câțiva, le spun, dumneavoastră plătiți o taxă de înscriere acolo, un milion, un milion jumate, 5 milioane, când am avut 5 milioane. 5 milioane taxă de înscriere. De înscriere. Foarte și tare. Copilul ăla nu ia niciun premiu. Aia își bagă în buzunar niște bănți. Dar cum să pui 5 milioane taxe de înscriere pentru un copilaș? Pentru un copilaș, părintele lui, de exemplu, chiar dacă acel copil este foarte talentat, părintele lui poate să aibă o stare materială. Precară, da. Și nu poate să-și permită să dea niște bani pentru că dacă se duce la 10 festivaluri de ăsta în țară într-un an, păi părintele ăla cât trebuie? Dar cam de ce sume trebuie să dispună ca să poată să participe copilul? Și ce sume mari trebuie să câștige la aceste festivaluri din premiere ca să poată să-și acopere și cheltuielile, că plătești drumul, cazare... La asemenea, taxă de înscriere, premiile cât sunt? Premii foarte mici. De asta spun. Deci de aici ar trebui să-și dea seama părintele respectiv că nu are de ce să-și trimită copilul acolo. Când tu pui taxă de înscriere 5 milioane și premiul întâi este, de exemplu, de 300 de lei, da. Și atunci de ce? Adică deci dacă ai pus de 500 taxă și 300 premiul întâi. Păi de ce? Și de ce să meargă copilul tău acolo? De ce să meargă? Ba mai mult, adică, nu știu, trebuie să-ți plătești cheltuielile cu transportul, așa, ba mai mult, trebuie să, poate și cazare, așa, tot, da. Ceea ce este o mare nebunie.
la festivalul Maria Tănase niciodată nu s-a întâmplat așa ceva. Voi asigurați și masă și cazare. Asigurăm asta, asigurăm pentru însoțitori copiilor care au până în 18 ani, întotdeauna le-am asigurat cazare, adică nu au stat oamenii pe drumuri, pentru că nu mi se pare normal, adică acel copil minor va trebui să vină însoțit de cineva, nu poate să vină de unul singur, da? Să plece de acasă. 16 ani. Da, da, exact. Dar oricum noi le spunem, chiar le-am recomandat să nu vină neînsoțiți. Pentru că sunt copii care vin, de exemplu, îți vine copil de la Maramureș, da? Ce să facă copilul ăla de la Maramureș? În primul rând, singur pe drum, da? În al doilea rând, singur în Craiova. Ce să facă singur în Craiova? Da. Da, chiar dacă el este un copil cu minte și decent, nu. Deci societatea în care trăim și lumea în general și ceea ce s-a întâmplat așa și se întâmplă în jurul nostru ne face să fim un pic așa circumspecți. Așa este, da. Pentru că dacă stai bine să te gândești, îți asumi niște riscuri ca părinte dacă îl trimiți singur. Și nu vezi ce se întâmplă în România. Nu, și nu, da? Deci de asta nici n-am avut, noi n-am avut niciun fel de evenimente dintre ăsta care să păteze cumva imaginea festivalului. Pentru că asta sunt se întâmplă. Festivaluri încă în România care sunt organizate foarte frumos. Uite, acum priminte mi-a trecut festivalul de la Târgu Jiu Maria Lătărețu. Strugurele de Aur. Festivalul de romanțe Crizantema de Aur, iar la fel. Da, bă, asta vreau să zic că atunci la începuturi era Crizantema și Maria Tănase. Ăsta, Ioana Radu a apărut încoace, după 89, dar începuturilor astea au fost Crizantema de Aur, Maria Tănase, astea erau festivalurile mari, la care bine, Cerbul de Aur, dar Da. Mamaia, deci, da, adică da, sunt festivaluri, da. Festivalul Mamaia pentru copii, că da, este și Mamaia pentru copii, Cerbul de Aur, care este cu deci festivalurile de vechi ale acestei țări au fost Crizantema și Maria Tănase și Cerbul de Aur. După aia au apărut, nu zic, sunt festivaluri valoroase pe care le menționai și tu anterior, dar nu putem să festivalizăm absolut tot. Nu, și știi ce? Nu m-ar deranja că ar fi atâtea evenimente care, nu știu, la bază au această titulatură de festival, da? Nu m-ar deranja. Dacă el ar fi bine făcut, dacă el ar implica o desfășurare de forțe atât din partea organizatorilor, cât și din partea concurenților, pentru că și concurenții, dacă sunt valoroși, ridică competiția respectivă și festivalul. Adică altfel vorbești de un festival unde copiii sunt foarte bine pregătiți și nici nu știi cum să faci, la care să dai premiu, pentru că sunt sensibili egal ca valoare și sunt, da, sunt foarte buni. Da? Da. E greu și dacă, de partajat. Și dacă tu ai 10 concurenți, pentru că de asta te întrebam mai devreme, la cei cu taxa de preselecție de 500 de lei. 500 de lei, dacă tu ai taxă de preselecție 500 de lei, nu știu, și îți vin 10 copii, da? Așa, și tu ai premiul întâi 300 de lei. Asta este o competiție valoroasă? Adică merită să fie organizată o astfel de competiție? După părerea mea, nu. Mai bine și-ar vedea de treabă și-ar investi în altceva. Da. Apropo de bunca din spate, cât de greu este de organizat un astfel de festival? Nu este foarte greu, dar trebuie să știi. Da. E cum spuneam eu, în absolut orice lucru pe care îl faci, trebuie să ai, nu știu, dacă vrei așa, o arie de cunoștințe, de experiență pe care le-ai acumulat, da? Dacă nu, nu vei putea să faci acel proiect. Sau îl vei face, dar va fi un fiasco. Pentru că nu de puține ori s-a încercat organizarea unor evenimente și evenimentele alea au murit din fașă. Deci au fost evenimente care au avut o ediție, au avut două ediții, dar doar n-a știut nimeni. Deci se întâmplă astfel de lucruri. Și asta pentru că nu organizezi cum trebuie, pentru că nu dai greutate unui proiect prin ceea ce faci tu, pentru că
tu, ca echipă organizatoare, trebuie să dai greutate unui proiect. Trebuie să, chiar dacă în linii mari, am mai spus asta, proiectul tău rămâne la fel, da? Deci noi avem un regulament pe care în, îmbunătățim, dar foarte puțin, sensibil, așa, deci nu, cine știe ce, regulamentul Festivalului Maria Tănase este de la începuturi, da? Dar noi l-am adaptat la vremea în care trăim noi, dar în linii mari el nu s-a schimbat, deci forma festivalului nu s-a schimbat și nu se va schimba. Dar dacă tu, atunci când construiești ceva, nu ai clar în minte ce vrei să obții de la acel proiect, nu poți să faci nimic. Dar spune că nu este chiar atât de greu de organizat, dar în spate este o echipă întreagă. Da. Cam câți oameni muncesc pentru acest festival? Organizare. Lăsând la o parte televiziunea română, pentru că și ei sunt care transmit, da? Lăsând la o parte... Nu, eu vorbesc acum de munca în sine, de organizare. De organizare și de, dacă vrei, din televiziune, de-a lungul vremii și experiența mea anterioară, aș putea să spun că foarte implicat este realizatorul. Da? Realizatorul TV. Deci este... iarăși, cine este director tehnic, are o implicare, da? Acum nu vorbim de partea de bucătăreală, da? Eu vorbesc de organizarea în sine, în sine de bucătăria voastră, de bucătăria de noastră. Păi noi la centru știi foarte bine, suntem o țară mai mult decât degetele de la mâini, așa, dar eu vorbesc aici și de administrativ și de partea de specialitate, dar avem foarte mulți colaboratori, noi avem colaboratori, noi avem voluntari în proiecte, noi avem colaboratori pe care, nu știu, de care ținem de zeci de ani. Și din păcate, asta este, că asta e viața, unii dintre noi i-am pierdut pe drum, s-au prăpădit, dar sunt oameni a căror, nu știu, amintire și experiență, am învățat ceva din ea și ne servește nouă să construim mai departe acest proiect. Dar e un proiect mare, e un proiect la care se lucrează mult, e un proiect la care trebuie să înveți să lași de la tine dacă ideea celui de lângă tine e mai bună, nu să te împăunezi, vai, eu sunt cel mai deștept, eu sunt cel mai frumos, eu știu să mă răspund și părerea altora. Exact, adică dacă mie, eu sunt un om foarte deschis și dacă mi s-a părut că, nu știu, ideea celui de lângă mine. Și asta este, trebuie să vezi dacă omul respectiv, de exemplu, se pricepe mai bine pe partea de grafică, da? Păi lasă-l, el e un grafician. Deci este clar că ideea lui va fi mai bună decât a ta. Sau tu poți să-i spui cam ce-i vrea, iar el să pună în practică acea idee. Deci este să lași pe fiecare să facă ceea ce știe mai bine. Dacă ai nevoie, nu știu, de un om care să se ocupe de partea asta de costum tradițional, deci îl lași pe ăla care știe să facă cel mai bine lucrul ăsta. Asta trebuie să faci în organizarea unui astfel de eveniment. Adică nu, aici, dintre ăla care se pricepe la toate, nu va face treabă niciodată. Atâta timp cât te vei împăuna, vai, eu mă pricep și la asta, vai, eu sunt specialist, nu sunt specialist în costum popular. Am auzit nebunia asta spusă de cineva, vai, eu știu foarte bine cum trebuie să arate costumul de Oltenia. Nu e adevărat. Păi costumul de Oltenia, dacă stai bine să te gândești, diferă de la sat la sat. Da. Ca în orice țară, orice zonă a țării. Și acum eu mai zic, domnule, lasă-l pe unul care știe mai bine decât tine să se ocupe de chestiunea asta. Dacă ai nevoie, nu știu, să dai o linie unor costume ale unui ansamblu, da? Deci lasă-l pe omul ăla, pentru că el clar va ști mai bine decât tine. Adică nu pot eu acum să spun că sunt, nu știu, mai valoroasă din punctul ăsta de vedere decât doamna Doina Ișfănoni. Adică eu zic că fiecare ar trebui să ne vedem, cum spune românul, lungul nasului. Lungul nasului, da. Doamna Doina Ișfănoni este o somitate în ceea ce privește costumul popular, tot ceea ce ține de zona asta de scoarță. Da? Nu. Deci nu poți să intri peste o astfel de persoană și să spui, a, eu știu mai bine decât... Deci
asta mi se pare, și să mă ierte și telespectatori, o dovadă crasă de prostie și grandomanie. Da, pentru că fiecare are meseria lui, fiecare are Dom'le, dacă specialitatea pe lui... muzică ăla se pricepe mai bine decât mine, da? Deci de ce aș intra eu peste el? Care sunt afon, care nu știu note muzicale și care nu... Da, sau care nu știu, nu am o pregătire de specialitate. Omul ăla este absolvent de conservator. Dacă este absolvent de conservator, probabil că știe mai mult am decât mine. Am mâncat muzică pe pâine. Am mâncat muzică pe pâine, da. Și atunci îl lăsăm pe el să decida asupra unor aspecte din punct de vedere muzical, da? Deci, fiecare ar trebui să... Și ca să putem să organizăm un astfel de eveniment, trebuie să te înconjuri de oameni de foarte bună calitate și să știi să lucrezi cu ei, da? Și să le respecti și ideile, să le respecti dacă vrei și toanele, da? Pentru că mi-amintesc, cu ani în urmă, am avut... M-am intersectat așa, sunt ceva ani, cu maestru Constantin Arvinte. Care, da, care este o somitate, care este foarte în vârstă, asta este, nu știu, eu am mai spus, mi-aș dori foarte tare pentru noi să ajungem și noi la vârste dintre ăsta înaintate și să căpătăm așa, cu mintea întreagă, cum se întâmplă, cu toate țiglele pe casă și să acumulăm experiențe similare oamenilor ăstora, maestru Constantin Arvinte e chiar o somitate și a venit într-o împrejurare a ajuns la mine la birou. Noi am publicat culegerea de cântece populare a maestrului Arvinte și a fost foarte simpatic. Nu știu, l-ai cunoscut personal? Nu. Este extrem de, dar de mucalit, dar în același timp foarte ferm. Are o personalitate puternică. Deci e exact genul de persoană care îmi place. Mai spune, lumea zice, măi, dar tu te înțelegi foarte bine cu toți ăștia care sunt mai... Adică, nu știu, persoane care sunt catalogate ca puțin ciudate, da? Ciudate, nu știu, poate... Greu de înțeles, da, să da, zicem. Greu de înțeles. Au anume filozofie de viață și nici eu nu sunt atâta timp cât ești deștept pentru un simplu ataș și cu asta basta. Exact, dar nici eu nu intru în niște tipare de stat de normalitate și n-am pretenția nici de la alții cu care intru în legătură. Fiecare are gongile lui. Fiecare, exact, are, cum zic eu, piticii lui pe creier. Și domnul maestru Arvinte venise la noi la birou acolo și stăteam era la un festival Maria Tănase, era înaintea unui festival Maria Tănase și stăteam de taină și din una noaptea, nu știu, cred că, nu știu, i-am plăcut, că n-am plăcut reciproc și zice, auzi măi, directoarul, nu faci și tu ce au făcut ăilalți? Eu zic, ce maestre? Zice, fă mă și tu ce au făcut ăștia, au publicat folclor muzical din Ardeal și folclor muzical din Moldova. Și așa am intrat în posesia manuscrisului maestrului Arvinte, pe care mi l-a dat pur și simplu Carmina, deci la puțin le vine să creadă. Deci eram în birou, au mai fost alte două persoane de față care pot să certifice ce spun eu acum, mi-a pus în brațe manuscrisul domniei sale și ne-a lăsat să-l publicăm. Oare câți ar fi avut încredere să-și lase manuscris la o persoană pe care o cunoșteau două ore? Vezi? Da, pentru că... Este un om special. Știi ce? Instituția voastră e o instituție de prestigiu și o instituție serioasă. Și într-o instituție serioasă care organizează genul acesta de festival, clar sunt și oameni serioși, oameni puternici și oameni cu capul pe umeri, care știu ce vor și știu ce pot. Da. Și este normal să aibă încredere în niște oameni de încredere. Nu știu, și te-am cunoștat de foarte puțină vreme. Cât prestigiu ar fi avut instituția? Dacă i s-ar fi părut lui tu ceva ciudat, nu mai îmi lăsa mie manuscrisul. Dar, și îți spun, mi-a plăcut foarte mult atitudinea domniei sale. E un om, și un om care... care a acumulat experiență și care are o luciditate și o memorie pe care nu le avem noi la vârsta noastră. Și de la da? Care ai și ce să înveți, da. Într-un context, era într-o carte, era publicată o fotografie din, cum zic eu, 1900 toamnă,
Și cineva nu avea date despre o anume persoană din fotografia respectivă. Cel care și-a amintit cine era persoana din fotografie a fost maestru Arvinte. Și cred că erau mai bine de 50 de ani de atunci. Vezi? Da. Și gândește-te că domnia sa e o persoană care a fost implicată în foarte multe proiecte de-a lungul vremii, deci memoria e selectivă, ar fi putut să dea la o parte din bagajul acumulat, da? Să fi zis, nu, ne mai dă. Dar are o memorie extraordinară, este de o luciditate și o vivacitate și intelectuală și muzicală, ește din comun. Dar ia spune-mă, aveți arhiva cu tot ce s-a întâmplat de-a lungul timpului la acest festival, adică arhiva video, o dețineți voi sau o aveți și voi? Avem arhivă video, da, avem arhivă video și dinainte de venirea mea la centru, numai de că, la fiecare an? Da, televiziunea română are mai multe informații decât avem noi, iar avem iarăși o arhivă foarte bine pusă la punct după ce am venit eu la centru. După ce am venit eu la centru, am încercat... Adică fiecare seară de festival, da, o aveți. Da, exact. Și de o ediție încoace, am pus festivalul pe internet. Pentru că internetul mi se pare modalitatea de a promova un proiect, modalitatea cea mai bună, este modalitatea viitorului. Deci internetul este modalitatea viitorului. Până la urmă, toți vom apela la asta. Și am considerat că este un bun public acest festival, da? Și că toată lumea, în mod firesc, ar trebui să aibă acces la el. Și din acest motiv, festivalul se regăsește pe internet. Și același lucru vom face, pardon, și în acest an. Este foarte bine, pentru că în felul ăsta aș mai aduc aminte și concurenții, cum au evoluat. Da, e normal, de multe ori. Că sunt mulți care, uite, de exemplu, sunt soliști de muzică populară, care mă întrebau dacă am cumva, dacă am fost și am filmat, i-am filmat la festivalul Maria Tănase, de acum 10 ani. Știi care e problema? Păi da, nu, cere mie, cere televiziunii române. Televiziunea română deține asta, pentru că din punct de vedere tehnic, ei stăteau foarte bine atunci, spre deosebire de noi. Noi, știi, foarte bine când au apărut și computere, când, nu știu, când s-a diversificat partea asta de posibilitatea de a înregistra, de a reda, da? Deci nu toată lumea, hai să fim serioși, că pe vremuri erau cele magnetofoane, da, că nu o să le uit cât o-i trăi, așa, dar mijloacele nu erau cele de astăzi, adică nu aveai atâtea posibilități să înregistrezi, să redai, să expui, da? Vremurile s-au schimbat și vezi ce repede evoluează partea asta tehnică și atunci de ani și ani de zile noi asta facem. Adică în momentul în care tehnica a fost cumva în concordanță cu mersul lucrurilor, noi am încercat ca absolut orice informație, avem fotografie, avem video, avem deci tot ceea ce ține de festivalul Maria Tănase. Dar le aveți pe fiecare seară. Da, frumos și foarte bine că le aveți. Ca să da, le aveți și mi se pare normal, pentru că e un eveniment organizat de tine. De și, tine, da, corect. Și mi se pare normal să deții astfel de informații și să le ai în arhiva ta. Păi să știi că nu de puține ori mi s-a întâmplat, nu numai la Maria Tănase, ci și la alte evenimente organizate de centru, în momentul în care făceam un promo, de exemplu, și trebuia difuzat la televiziune, mă întrebau, dar n-avem niște imagini care să le punem în promo, ca să ilustrăm, să... Așa. Deci n-aveau nici televiziunile imaginile pe care le aveam noi. Așa. Știi foarte bine că am difuzat filme făcute de centru. Filme făcute de centru, și acum ne-am mai îmbunătățit și noi partea asta tehnică, pentru că nu aveam niște camere HD. Și era mai greu cu filmatul, dar noi avem o arhivă în care se găsesc imagini legate de obiceiuri, de tradiții, de toate evenimentele organizate de centru în timp, dar activitatea s-a diversificat foarte mult, ți-am zis, în ultima perioadă și am încercat ca toate aceste informații să stea la dispoziția celor interesați. Și mi s-a întâmplat să vină oameni la centru și să zică, domne, vrem și noi, nu știu, aș vrea să știu și eu mai multe despre asta, da? Și i-am ajutat. Au fost copii care și-au făcut stagii de practică la noi, studenți, care după aceea și-au făcut lucrări de licență, având ca teme
teme dezvoltate de centru. Și i-am ajutat pe acești copii, adică n-am considerat. Și atrageți către meseria voastră și poate mâine pe mine vor fi ei cei care vor organiza. Da, pentru că este un domeniu cumva privat de astfel de lucruri, fiind un domeniu puternic specializat. Pentru că la noi e clar că acele posturi teoretic de referenți, așa, sunt posturi puternic specializate, pentru că el, prin atribuțiile postului respectiv, urmărește o idee, deci el asta știe să facă. Da? Și e foarte greu că să fim serioși, e mai greu să școlești etnologi, etnografi, antropologi. Deci e foarte greu să școlești. Și cursurile astea costă foarte mult, să știi. Costă foarte mult și, din păcate, cel puțin în ultima perioadă, se organizează din ce în ce mai puțină. Da, ca să faci un curs la Academia Română, costă foarte mult acum. Când am făcut eu cursul de etnografie și folclor pe la Academia Română, e foarte puțin. Dar acum costă foarte mult, într-adevăr, înveți foarte multe lucruri, sunt predate de specialiști, dar cât se mai duc ca să fac astfel de cursuri, stau și mă gândesc. Da. Deci da, asta e ideea. Da. Ideea este să-i atragi pe domeniul ăsta. Îi mă întrebau, la întâlniri dintre ăsta în țară, mă întrebau cei de la... de exemplu, de la Centrul Național, cum reușim să atragem noi atâția voluntari în proiectele noastre? Păi cred că asta este modalitatea de a atrage. Poate că vin singur pentru că își doresc să vadă altceva. Da. Să descopere și ei automat. Dar știi că am fost în universitate și ne recrutam cumva studenți pentru stagiile de practică. Adică tu trebuia să-i motivezi pe acei studenți să vrea să vină să facă practică la tine. Da? Și au fost așa de simpatici că după ce le-am expus eu ce facem noi la instituție, cu ce ne ocupăm, ce, așa, m-am trezit cu cei mai mulți studenți la noi. Ziceam așa, stați puțin că nu puteți să-i luați pe toți, că trebuie să mai dăm și la. Erau mai multe centre de practică, dar ei optaseră pentru noi după expunerea mea. Deci, probabil că acest domeniu încă manifestă interes. Ideea este să știi cum să expui problema și să le insufli tinerilor dragul ăsta, de ce al nostru românesc, adică să nu considere cumva desuet faptul că ne ocupăm de cultură tradițională. Pentru că și eu, de exemplu, la mine acasă, ascult și muzică rock, ascult jazz, deci, dar asta nu înseamnă că nu-mi place muzica noastră, dar vorbesc de muzica de bună calitate, muzica noastră tradițională, da? Nu, vai Doamne, nu este nimic, nu știu, denigrant că asculți muzica ta, muzica bunicilor tăi, muzica străbunicilor tăi. Muzica așa, cu care ai copilărică. Cu care, da, și mi-aș pui idee. Muzica deci, populară. Da, deci e un fel de, dacă vrei, autocunoaștere, pentru că fiecare dintre noi, nu știu, avem, rezonăm cu muzica asta. Este normal. Eu m-am o vorbă, dacă îți uiți obiceiurile, tradițiile, costumul popular, folclorul, toate acestea, dacă le uiți practic istoria. Practic tu nu existi ca popor. Da, bineînțeles. Unde ți-e identitatea? Aici e istoria identitatea ta, dacă stai bine să te gândești. Da, exact despre lucrul ăsta discutam cu un prieten zilele trecute și făceam cumva o conexiune în tot ceea ce se întâmplă și din punct de vedere al credințelor noastre religioase. Deci tot ceea ce ține de zona asta religioasă, de o anume morală creștină, da, se leagă de zona tradițională și se leagă puternic de zona tradițională. Dacă te uiți așa pe un calendar popular, al proiectelor, al manifestărilor, al obiceiurilor și tradițiilor, 90% din ele sunt legate de evenimente din calendarul creștin. Da, așa este, pentru că se îmbină. Da. Și se îmbină foarte deci frumos. Există așa o conexiune, o legătură cu alte lucruri din viața noastră de zi cu zi. Nu poți să-ți negi nici identitatea, nici credința, nici, nu știu, obiceiurile, tradițiile, originile. Deci n-ai cum să le... Este... trebuie să le promovezi, pentru că e ca și cum te anula ca persoană. Da, te anulezi. Tu nu le promovezi ca... de exemplu ca mine, ca realizator. Dacă tu nu le promovezi ca director, ca manager la Centrul Județean de... Da, poți să le promovezi pur și simplu ca persoană. Ca persoană? Deci, da. Deci, se uită. Da.
sunt, că mai vorbeam noi în altă emisiune, sunt copii care chiar nu au văzut în viața lor la țară cum este. Și încearcă tu să-i aduci să vadă, să vadă ce e o scoarță, ce e un covor, cum arată o oală, cum se face. Da. Învață tu, încearcă tu să-i aduci către toate astea, să le vadă. Da, au fost cu ani în urmă, nu știu dacă îți mai amintești, se organizau un fel de târguri de astea, de turism. Uh-huh. Așa. Și l-am adus pe un olar, și pusese roata olarului în fața acolo la Teatrul Național. Știi cum avea în jurul lui? Așa un ciorchine din copii. Da? Pentru că el făcea, lucra la roată și ăștia mici erau curioși. Da. Și sunt unii care vor să bage, dacă ai văzut, da, mânuțele. Dai lăsa, dai lăsa. Să vadă ei, să vadă cum dai, pământul ăla. Dai lăsa și pe ei, lăsa și pe ei. Și le-a plăcut foarte tare. Deci, asta este. Asta este la baza tuturor lucrurilor. Înainte de a, nu știu, de a-ți spune ce-ți place și cum îți place, da, ar trebui să te gândești, domnule, cine sunt eu? Așa este. Da? Cine sunt eu? Ce mă caracterizează pe mine? Sunt bune aceste festivaluri și concursuri pentru că voi aveți foarte multe în spate. De sunt bune din ce perspectivă? Pentru un copil, să zicem, la 16 ani, și copil deja, pentru un copil și pentru tineri. Până la 36 de ani, parcă aveți, nu? Pentru da. 35. 35. Totuși, sunt bune pentru că multă lume îmi zice, dar ce? Sau părinți? Eu am discuția cu părinții, pentru că eu colaborez foarte mult cu copiii, îmi place să-i promovez. Și îmi plac copiii care vor să descopere folclorul românesc, vor să descopere costumul popular românesc, obiceiuri, tradiții, mâncarea tradițională românescă. Da, pe toate zonele astea, inclusiv gastronomică, poți să mergi și să, da. Da, să conturezi o anumită identitate. Chiar am avut foarte multe discuții cu părinții și le explicam. Dom'le, înțelegeți că un copil trebuie să ducă întâi la un festival. Întâi trebuie să pregătească primul lucru. Să-și învețe costumul popular, să-și-l pună în brațe corect și apoi să vă duceți la festival și concurs. Haideți, doamnă, lăsați-mă că eu vreau să fac filmări cu el, să-l văd și eu la televizor, să-l văd și eu, să am înregistrări cu el. Păi da, dar până la înregistrările astea, știți câtă muncă pentru este? Pentru să-i facă un CD. Da, păi da, așa că gândesc. Haide să deci, fim serios. Dar i-am spus, gândiți-vă că acolo în juriul ăla există niște oameni de specialitate care spun dacă copilul dumneavoastră poartă șoarțele corect, dacă poalele sunt corecte, dacă ia e corectă, dacă deschide gura corect, dacă scoate silabele din gură corect, dacă pronunță corect, că sunt unii care mănâncă din cuvinte. Dar sunt unii care nu au nicio treabă cu subiectul. Da! Și nu știu, habar nu. Și le spun, duceți-vă la festival și concurs. Doamne, pe ce pierd festival, vremea cu festival și concurs. Eu vreau să-l văd, mă duc și filmez și vreau să-l văd la televizor. Păi asta este și motivația noastră pentru 16-35 de ani, știi, da? Da. La 16 ani, hai să admitem că de la 16 ani încolo, bine, unii sunt în schimbare de voce și atunci. Da, da? Până la 22 așa. De ani, deci, 22 de ani, cam așa. Nu ai cum să faci o competiție la un astfel de nivel cu copii sub 16 ani, dar sunt concursuri destinate copiilor unde ei pot vedea, dar nu concursul de care vorbeam noi mai devreme. Da. Da? Deci nu astfel de concursuri în niciun caz. Și totdeauna exact un aspect pe care știi că îl discutam acum văd vreme și cred că tot la tine într-o emisiune, un copil care, părintele din dorința de a-l face vedetă, da? Îl duce să lucreze cu 3-4 așa zici profesori. Ei, eu vreau da? Să spun că vreau să fac o emisiune de genul ăsta cu tine, cu profesori care într-adevăr sunt profesori, că ți-o dădeam exemplu chiar în emisiunea respectivă, pe Victorița Cică, care este cadru didactic, da, care da, e da. Facultatea de muzică, pedagogie muzicală. Uh-huh. Și care nu numai că îi învață pe acei copii cum să cânte corect, dar nu îi lasă fără opinci, fără ciorap de lână, fără maramă, fără ie, fără... Deci militarie face cu ei. Știi ce îmi place? Și blădițele Oltului s-au ridicat foarte mult copilașii aia de acolo.
Da, e, și asta încercăm să... Eu sunt prietenă foarte bună cu Ion, cu Drăgan și mă surprinde cu... exact stilul ăsta al lui. El este extrem de apropiat de copii, este un foarte bun pedagog și tot așa este extrem de riguros. Adică dacă o vede și la audiții, deci nu neapărat într-un spectacol, pentru un spectacol nu are ce se caute. Așa, dacă vede cât o fetiță dintre asta cu un pantof, mai cu toc, mai care nu are treabă cu subiect, aha, tradițional, pantofii tradiționali. Ei, și după audiții vede. Da. Da? Deci nu tolerează așa ceva. Și în general, și oamenii care au respect față de... Că nu trebuie doar să cânți cum trebuie, da? Trebuie să ai și un anume... O anume ținută și respect față de costumul popular. Că dacă îți pui pantofi cu tocuri respect stiletto... Respect față de costum popular și respect față de tine. Da. Exact. E în primul rând respectul față de tine... Și apoi de costumul popular care îl prezinți. Nu poți să spui stiletto și să te îmbraci în costum popular, că am văzut moda asta, da, și foarte multe soliste, unele din ele chiar valoroase, da? Așa te trezești cu niște tocuri de, nu știu, de 10, de 11, de cât or fi ele, da? Și în costum popular, ce treabă au pantofii cu... Măcar abordează, sunt zone în care într-adevăr nu s-au purtat opinci sau doamna respectivă, nu știu, din motive de înălțime, de nu știu, nu simte că este elegantă, că, da, vrea să apeleze la un pantof. Dar puneți pantoful ăla de dans, pantoful ăla tradițional cu baretă, nu te obligă nimeni. Da? Să vii în nu știu ce opincă. Dacă nu s-a purtat în zona pe care o reprezinți tu, nu s-au purtat opinci. Sunt și zone de genul ăsta. Dar puneți un pantof decent. Da. Și asta vreau să spun că sunt părinți care consideră că copiii lor trebuie să ajungă cât mai repede la televizor, să-i cunoască lumea. Uh-huh. Și mi-a motivat doi sau trei părinți o chestie care m-a uluit. A rămas șocată. Doamna, trebuie să-i cunoască lumea de la televizor, că eu trebuie să-i îi duc la nunți, trebuie să-i ia la nunți să facă bani. Ei, copilul ăla nu va avea niciun fel, deci niciun fel de viitor, acel copil. Pentru că acel copil de va cânta ca la anunț, nu ca pe scenă, da, la festivalul la 12-14 ani, da, la 12-14 ani, eu nu zic nici că trebuie să facă excesiv pedagogie muzicală și să se, nu știu, să se șlefuiască, pentru că folclorul autentic și așa este ăla venit acolo din vatra satului, neșlefuit foarte tare, deci e, așa cum cânta Maria Lătărețu, știi? Așa. Deci, da, și mai ăla da, ăla e folclor, la rece. Da? Da, exact, da. Da. Că discutam cu cineva acum ceva vreme de sincronizarea dintre solist și orchestră, că de foarte multe ori Maria Lătărețu nici nu era interesată, cumva orchestra venea după ea, da? Da? Deci nu avea nicio treabă cu... Cânta da, da, da. Și nu asta, nu despre asta vorbesc. Eu vorbesc despre faptul că acei copii sunt deja... nici nu știu cum să le spun, pierduți, cred că ăsta este cuvântul. Copilul ăla nu va face, deci niciodată nu va performa un folclor de bună calitate pentru că va cânta tâmpenii, așa. Acel copil își va strica vocea, pentru că mergând la nunți și supra-solicitarea asta vocală... Și aerul care îl inspiri, că lumea nu știe că vocea este afectată și de tutunul pe care îl inspiri din sală. Da, bineînțeles. Da, din sală. Da, da. Aburii de alcool, oboseala, zgomotul produs de, da, de oamenii în sală. Părinții ăștia sunt inconștienți și, după părerea mea, și asta este, mi-asum ceea ce spun, își tratează proprii copii ca pe niște sclavi. Sclavului banului. Da, da. Deci copilul ăla este doar o unaltă de făcut bani. Am spune o mămică, cred că ți-am mai spus eu într-o emisiune, îmi spune o mămică, da, uitați-vă la Cleopatra Stratan, la 3 ani a ajuns în Cartea Recordului. Păi ea a fost un fenomen, copilul ăla. Dar nu toată lumea este Cleopatra Stratan. Da, copilul acela era un fenomen. Copilul acela a trăit cu tatăl ei care i-a compus piesele. Tatăl ei care, tatăl ei care era muzician. Da, da. Stai seama că a ascultat copilul ăla din burtica, a ascultat vorba aceea muzică în casă. Tatăl s-a ocupat să pronunțe corect
corect, râsă. Uite-te la piesa celebră care a ajuns în Cartea Recordurilor, Ghiță. Da. Ghiță, ță da. Și ă. Da. Te aștept diseară la portiță. Da, da. Ră, dicție, deci, dicție impecabilă la ursă. Impecabilă da, la 3 da, ani. Da. Deci, despre ce vorbim? Sunt rarități. Da. Sunt fenomene acești copii. Dar tu nu cere unui copil de-al tău și îi duce mai... Am văzut copii chinuiți, Carmina. Chinuiți, îmi spune un părinte, zice, păi știți că eu îl duc la vioară, îl duc la pian, îl duc la canto de 2 ori pe săptămână, da? Stăteam și mă uit, și mai face și karate. Și mă uitam, Doamne, zic, da, copilul ăsta când doarme, copilul ăsta când învață. Da, exact. Îl știi pe Marius Gheorghe. Da, Măru, are un premiu luat la noi la festival la Maria Tănase, el e de pământ de la Goicea. Acest tânăr, că e tânăr, nu mai e copil, Măru. Când a venit la preselecție la Maria Tănase, a cântat vocal. Mi-ai spus, a cântat la... Da, mai știu și altceva. La diverse instrumente, da, instrumente de suflat, așa. Și zice, să știți că știu și la vioară, dacă îmi dați o vioară, vă arăt. Așa. Dar el este autodidact, lui îi place să facă asta. El n-a fost silit de cineva să facă asta, da? Măru, da, joacă foarte bine, el este în ansamblu acolo, da? Deci, așa e el de la natură, e un talent, da? Este un talent. Nu toți suntem la fel. Deci, de ce să-ți chinui copilul dacă vezi că acelui copil nu-i place să facă asta? Dacă vezi că îl obosești, dacă vezi că nu are timp să se ocupe de școală, deci tu-l chinui în ideea că la un moment dat vei putea să-l duci la nuntă, să cânte la nuntă, să faci bani cu el? Da. Deci, nu mi se pare normal. Nu. Și iar lucrurile astea care implică zona asta de pedagogie ar trebui făcute organizat, frumos. Acum toată lumea, deci absolut toți sunt profesori de canto. Toată lumea, deci... Cântă ei de 2-3 ori pe scenă, da, sunt, duc și... Da, ei sunt, deci el este un solist, nu știu, mediocru, dar e profesor de canto. Păi nu poți să fii profesor de canto. Deci profesor de canto înseamnă cu totul altceva. Poți să nici nu fii un, nu știu, un super solist, da? Dar poți să fii un foarte bun pedagog. Trebuie să știi când să deschizi gura, când să respiri. Da. Pentru că am făcut și eu orele de... sunt absolventă a Școlii Populare de Artă la Canto Muzică Populară și vreau să vă spun că acolo chiar se făcea cum să respiri, când să tragi aerul, când să îl dai afară. Anumite tehnici din tehnici, da. Dar vocalize. Asta e, trebuie luat în calcul că unii sunt înzestrați nativ cu anumite calități, iar alții nu. Apropo, nu toată lumea poate să facă de canto. Nativ, știi? Am descoperit în urmă cu câțiva ani, mi l-a adus chiar Gagiu, Constantin Gagiu, pe un solist de muzică populară care este de pe aici, de pe lângă Craiova, Ion Ancuța, parcă ți-am mai spus eu, de dânsul, care cântă seamănă la voce cu Ion Dolănescu. Chiar și la un concurs televizat unde a fost, chiar doamna Elize Stan îi spunea că, domne, dacă închideam ochii, ziceam că... Avea timbru, da, timbru, da, și... Eu, da. Credeam că e Ion Dolănescu. Domnul Ion Ancuța a spus, domne, nu am pregătire. Și spune un dar, nu am pregătire. Eu cânt după cum aud eu, deci îți dai seama că ureche muzicală, da, clar, da, are... Vocea, așa cum simt... Pe tanti Lătița de la Giurgiță a ascultat-o vreodată? Nu, dar mi-ai povestit. Hai de mine. Și tu... Deci, dacă tot așa, dacă închizi ochii, ai să are inflexiunile Mariei Lătărețu. Dar e... deci femeia dar aia... Dar nu se forțează, omul da, nu se forțează. Nu are, deci nu are o oră de da, canto exact făcută. Cânta prin curte când făcea treabă, cânta atunci când își plăjea porumbii, cânta... Da, deci el este înzestrată de la natură. Și îmi spunea omul, zice, am încă... și are câteva CD-uri înregistrate, dar da, da, folclor frumos, cântece frumoase, create de chiar de el... Și spunea, domnule, nu mă duc la nunți. Și într-adevăr, omul nu se duce la nunți. Eu o fac pentru plăcerea sufletului meu. Pentru că place folclorul, are numai costume autentice. Și a scos de prin lăzile de zeste, de la punici, de la... Am făcut chiar o emisiune la el acasă. Chestii foarte frumoase. Știi cât îl apreciez? Pentru că la vârsta de 60 de ani, 62 cred că are, dacă nu mă înșel, sper să nu îl îmbătnesc, omul ăsta...
face totul din plăcere. Da. Dar fără să aibă o oră de muzică, fără să aibă vreun profesor, fără să aibă nimic. De ce Maru a făcut canto? Dar vreau să spun, ăștia sunt talente native, exact ca Cleopatra la strata. Nu toată lumea se naște cu talentul ăsta. Păi asta nu toată lumea. Nu. Și omul nu se forțează. Vorbește. Eu l-am cunoscut pe Ion Dolănescu. Eu am stat... Eu am o altă glumă. Eu am stat la masă cu Ion Dolănescu. Nu toată lumea e Maria Ciobanu. Da. Eu am stat cu Ion Dolănescu la masă. Vorba cea, în casă la Doina Boierică. Am stat cu el la masă, am vorbit cu el, am autograf de la el pe un CD-ul. Atât de mândră sunt. E, și omul ăsta exact ca Ion Dolănescu vorbește, cu aceeași calmitate, cu aceeași deschide gura exact foarte puțin ca Ion Dolănescu, are aceeași trăsături. Înțelegi? Deci sunt oameni talente și talente. Una e să fii școlit. Da, poate că dacă era școlit, i-am spus, dacă era școlit, nu trebuie să forțezi copilul. Da. Nu forțezi copilul. Să faci din suflet. În nicio privință, și aici nu discut doar de canto popular. Deci este, nu știu, nu un sfat, că nu-mi permit eu să dau sfaturi nimănui. Fiecare își crește până la urmă copilul cum își dorește. Da. Deci eu o spun în calitate de om și de părinte, da? Nu este cazul să vă forțați copiii. Copilul, dacă are un talent, își va manifesta acel talent și puteți să-l ajutați, să tratați lucrurile în consecință, da? El își dorește să știe mai mult despre asta, se va manifesta singur. Deci este așa cum un copil, nu știu, vrea să facă pian sau vrea să facă chitară sau vrea să facă, da? Deci lăsați-l să dar facă, nu obosi. Da, exact. Lăsați-l să facă ceea ce își dorește el și pentru ce are aplicare. Am văzut că este așa un exod spre canto popular. Pentru că ei câștigă banii, da, nunți. Ei pe copiii ăștia îi văd ca pe niște viitori soliși la nunți care vor câștiga, vai de mine, este ceva de. Și nu e așa. Nu este. Pentru că eu stau de vorbă cu soliști care sunt... Da, chiar... viitorul lor e compromis pentru că ei, în loc să se îndrepte spre ceva, spre care au aplicare, poate, nu știu, nu este un talent dintre ăsta de ordin artistic, da? Dar au alte, nu știu, au alte calități, da? Și în loc să-și valorifice acele calități, se îndreaptă stresat de părinte spre canto popular, nu va face nimic nici acest bun canto popular, nici da? Cu nici cu... calitățile pe care le deține, da? Și care ar fi putut să-l ajute, nu știu, și să urmeze o altă carieră, care să fi fost de succes. Deci, de ce trebuie să-ți chinui copilul? Ori noi, de exemplu, la festival la Maria Tănase, noi nu admitem așa ceva, pentru că se vede foarte clar. Adică juriul este atât de specializat, încât se vede foarte clar dacă acel ala copil... Ala care cântă, da, la nunți, exact, care cântă adevărat. Bineînțeles. Când da, copilul care cântă pentru că este talentat și pentru că îi place asta și un copil care este, care se autoșlefuiește, dacă vrei, în sensul ăsta, și un copil care a fost chinuit, târât pe la toate nunțile, botezurile și cumetriile și a stricat vocea, așa, și care ajunge acolo, nici chiar nu va trece de preselecție. Pe scena festivalului niciodată n-am intrat asemenea individuală. Asta încercam să le spun și părinților, că, domne, vedeți că sunt specialiști. La aceste festivaluri mari, gen Maria Tănase, că le-am dat și exemplu, sunt specialiști și aud că acest copil al dumneavoastră, în loc să cânte cum trebuie să cânte folclorul autentic, cântă ca la nuntă. Da. A, nu e adevărat, doamnă, că nu e de diferență. Băi, deci te prostesc în față. Da. Deci, îți dai seama că mă încerc să le spun și când îi văd așa, îi las. Nu mă mai interesează. Eu mi-amintesc anumite aspecte de la preselecție. Și când aud anumite persoane din juri, oameni, deci a căror proprietate profesională nu poți să pui sub semnul de... copilul cântă la nuntă. Da! Deci, da, pentru că aud imediat. Dom'le, e auz unei persoane care e specializată pe asta. Și clar, dacă lucrezi în sistem foarte multă vreme, îți dai clar seama. Deci nu trebuie să fii nici pedagog muzical, nu trebuie să fii absolvent de conservator, nu trebuie să ai studii muzicale ca să-ți dai seama că acel copil cântă la nuntă. Așa este. Și este o mare prostie. Își strică copiii. Nu, dar când aud că, da, copilul meu ajunge la 10 seara și când mai învață? Și când mai doarme? Dom'le, nu vă dați seama că îi stresați prea mult?
Ce vreți să facă? Alegeți ori vioară, ori pian. A, stai că există și traversul medalic, mi-am adus aminte. Se întâmplă de, să fie copii care să ia un premiu la... O să-i vezi acum la festival la Maria Tănase, pentru că vom aduce copii care au urcat pe scena festivalului și care au luat premii la festivalul Maria Tănase, da? Dar aceia care au deja cumva conturată o activitate muzicală concretă, da? Nu nebunii. Sunt copii care au luat premii mari la festivalul Maria Tănase, dar care s-au pierdut pe drum. Da, de care chiar nu mai da? Auzi. Sunt și cu trofee, care deci, nu mai auzi nimic de ei. Într-un caz fericit, nu mai auzi nimic de ei. Sau auzi cum am auzit eu de o persoană, dar n-auzi bine ce auzi. Că în momentul în care îți bați joc de un premiu luat la festivalul Maria Tănase și cazi în latura cealaltă și începi să cânti numai nebunii, da? În dorința de a fi comercial, da? De, nu știu, de a face pe plac. Nu faci pe plac. Îți bați joc de imaginea ta. Îți strici propria imagine, da? Ei, astfel de personaje n-au loc pe scena festivale. Îmi pare foarte rău. Indiferent ce premii ar fi luat ei. Așa este. Și să mai au o idee părinții, să știi că i-am rămas foarte uimită. Dar ce le trebuie școala? Dom'le, lăsați-i să coară la școală, să facă ceva. Că în momentul când poate se întâmplă și... Nu vreau să-i dau numele, mm-hmm. dar există o solistă de muzică populară. Păi nici eu am evitat să dau numele, care, dai seama că... Să vezi întâmplare și întâmplarea adevărată, o să spun eu după emisiune despre cine este vorba, s-a trezit în timpul nunții că nu mai putea să mai cânte. Mm-hmm. N-a mai putut să mai vorbească. Da. Și a ajuns la București, nu a dus nunta până la capăt, mm-hmm. că nu a mai putut. Deci pur și simplu i-a căzut vocea de tot. N-a mai putut să scoată un sunet. Da. S-a ajuns la București și s-a operat la corzile vocale, da? Și timp de 2 ani de zile ea nu a vorbit decât prin SMS-uri sau pe calculator. Pentru că ea a interzis doctorul, a spus, alege, ori vrei să vorbești, să poți să o dialoguezi cu cineva, ori stai mută, definitiv, ori vrei să vorbești și să nu mai cânți. Dar întâi trebuie să înveți să vorbești și apoi să înveți să cânți. 2 ani de zile și îți dai seama că luase arvună, că știi, soliștii ăștia iau arvună. Da, până, păi nu, dar ei angajați de nunții pe 2 ani, pe 3 ani, da. Și a trebuit să dea arvuna înapoi la oameni, pentru că ea nu mai avea. Și ea a rămas mută, pentru că mă tot scria și nu răspundea la telefon. De ce nu răspunde? Și după aia mi-a explicat și uite așa toată povestea și când și-a revenit cu vocea, m-a stat de vorbă cu ea și vorbea foarte puțin. Deci vocea poate să cadă oricând, dar o facultate o ai făcută și tot mereu o dau de exemplu pe Irina Zoican, care este și medic de profesie, care este chiar directoarea la DSV-ul de la Mehedinți. Așa, Direcția de Sănătate... De Sanitar Veterinar. Așa, și ea și cânta, este și medic. Mă, nu mai merge cu cântatul, rămân pe profesia mea. Faceți școală. Da, dar oamenii ăștia sunt cei care fac folclor de bună calitate. Oamenii de care spune, care nu, deci nu țin neapărat să fie comerciali cu orice preț. Da? Da. Ei au o altă viață și, în general, lumea artistică, nu vorbesc numai de lumea asta de folclorului, lumea artistică, asta presupune, asta e vremea pe care o trăim. În mod normal ar trebui să ai o meserie, așa, și da, faci asta din pasiune, nu știu, îți place ție foarte tare, da? Și faci și, mergi și pe zona asta artistică. Nu se poate trăi, cum discutam cu cineva, nu se poate trăi, de exemplu, doar din pictură. E foarte greu să trăiești din pictură. Da. Trebuie să mai faci și altceva. Da, trebuie să faci și altceva pe lângă. Astea sunt... Să-ți fie serviciu. Astea sunt timpurile aia pe care... Aia să fie ca o pasiune, să spun. Este un hobby al tău, da? Este un hobby. Asta este... Poți să-l faci foarte bine, încât să devină, deci chiar să devină o artă, da? Și să și câștigi din asta, da? E un caz fericit. Da. Poate că părinții care ne ascultă poate să învețe de la noi chestia asta, că trebuie să învețe, că întâi la copilul la școală să învețe carte și apoi muzică populară. Exact. Și vreau să revenim la festivalul Maria Tănase, pentru că e un festival... Nu, voiam să spun o chestie de picanterie. Acum vreo 2 ani jumătate, deci fiul meu avea
vreo 6, cam așa. Și, bine, după ce a avut în copilărie diverse meserii, pentru că știi, copii, ce vrei să te faci? Gunoier. Zic, nu. Așa. Bine, mami, treaba ta. Da. Ce vrei să te faci? Medic. De care? Ginecolog. Ca să aduc copii pe lume. Da? Ei, și peste ceva vreme zic, mami, ce vrei să te faci? Fotbalist. Zic, mami, asta nu este neapărat o meserie. Da? Se poate întâmpla un accident și rămâi mutilat. Păi de ce nu e o meserie? Zic, pentru că nu e o meserie. Trebuie să ai o meserie. Și pe lângă, dacă vrei să faci fotbal, poți să faci fotbal. Multă vreme m-a, nu facea diferența. Da, m-a studiat așa ca pe... Marțial? Nu înțelegea ce vreau de la el. Ei, abia acum conștientizează. Și înăltuț, da? Băiețelul tău. El face fotbal, face fotbal, dar face fotbal ca hobby. Îi place extraordinar de tare, da? Dar i-am spus, mami, la școală trebuie să înveți. Trebuie să fii bun, da? Trebuie să te gândești și să-ți alegi o meserie. Nu știu dacă fotbalul va fi neapărat, nu știu, așa, cariera ta viitoare, da? Trebuie să te gândești să ai alternative, da? Nu zice nimeni să nu faci fotbal, da? Dar trebuie să te gândești că trebuie să înveți, da? Da, carte, da, e carte. Da. Deci trebuie să... Școală e școală. Da, exact. Cel puțin pe... Bine, noi facem parte dintr-o altă generație. Noi așa am fost educați. Nu am fost educați că trebuie să ai o meserie. Parcă aveam am avut o generație, nu știu, foarte bună, părerea aia. Da. Eu desenam foarte frumos, dar părinții mei nu mi-au încurajat în niciun fel talentul. Adică, ce e asta? Ce desen? Care desen? Trebuie să ai o meserie, da? Niciodată părintele dinainte de 89 nu punea problema așa. Vai, e foarte talentată, cântă extraordinar. Păi cântă extraordinar, dar meserie, ce meserie are? Da? Deci asta era întrebarea care se punea. Da? Deci tu trebuia să fii înainte de toate să ai o meserie și să fii pe picioarele tale și dacă voiai să faci și altceva. Și nu toată lumea face performanță. Așa despre asta vorbeam. Nu toată lumea, nu toată lumea este Cleopatra Stata, nu toată lumea este Ion Dolonescu, nu toată lumea e Maria Ciobanu, da? Nu toată lumea, nu știu, e Simona Halep, da, Ion Ciriac, da? Și mai știu trebuie cine. Să te gândești că poate nu poți să faci performanță într-un anume domeniu. Și atunci, da? Deci trebuie să ai alternativa. Da. Și vreau să spun că nici, că apropo de chestia asta, uite, stăteam și mă gândeam că mama mea a avut o colegă la serviciu, care fata ei făcea sport de performanță la Deva. Uh-huh. Era la liceu de la Deva. Uh-huh. La gimnastic. Dar din toate gimnastele alea, că sunt sute în fiecare an, doar două, trei se duc la campionate mondiale, olimpice și așa mai departe. Deci, nu toată lumea poate. Hai să revenim la Festivalul Maria Tănase și să-mi spui ce aduce nou anul acesta. Păi, în primul rând, este ediția de 50 de ani și clar va fi. Clar va fi altfel. Și, dacă poți să ne spui așa de mii secrete. Vom avea în fiecare seară, deci vom avea în fiecare seară foști laureați, deci în calitate de invitați laureații, de această dată, laureații festivalului. Și nu sunt puțini, dar ți-am spus, vom fi extrem de selectivi, pentru că nu toată lumea care a luat un premiu la Festivalul Maria Tănase mai poate fi un exponent al proiectului pe scenă. Deci sunt unii care nu au ce să caute, nici nu vreau să-mi amintesc de ei. Și din păcate au fost oameni extrem de talentați care m-au dezamăgit teribil. Adică când tu îți bați joc de premiul pe care l-ai luat, de statutul pe care l-ai căpătat, da? Unde ți se deschid toate porțile, da, că după acest festival ți se cam deschid toate porțile. Deci îți bați joc de... Și eu acum vorbesc de o persoană care a luat trofeul Festivalului Maria Tănase. Da? Deci ai luat trofeul Festivalului Maria Tănase și îți bați joc de acel premiu cântând tâmpenii în ipostaze greu de descris. Așa ceva nu are ce să caute pe scena Festivalului Maria Tănase, nici măcar într-un moment de amintire. Corect. Nu, deci vom fi foarte selectivi. Și vom încerca în fiecare seară să aducem capete de afiș, dar care să aibă momente legate de Maria Tănase și de personalitatea Maria Tănase. Și aș mai vrea ceva, nu știu, poate sunt prea dură acum, dar mai sunt soliști de muzică populară, de exemplu, care te uiți la ei, că vin la festivaluri, concursuri, la...
Și la festivalul Maria Tănase am observat asta, cântă aceleași piese. Mai au o piesă care a ajuns, nu vreau să dau un nume, dar numai pe aia o cântă. Dom'le, altă, nu știi. Draga mea. Când ai în pe CD-uri, în mintea am acum cel puțin 10 exemple. Mă, nu, genul... eu am un exemplu care... Nu, eu am cel, deci cel puțin 10. Știi de nu ce? Se poate. Nu se culcă pe urechea că este solist consacrat. Da. Și că poate își permite. Nu promovează și alte melodii în cața sufletului, că ai atâtea melodii. Asta e chestie care ține de repertoriu, Carmina. În repertoriu tău. Deci repertoriu tău. Dacă tu nu ți-l diversifici, dacă tu nu vrei să fii altceva, să fii mai bun, dacă tu nu-ți dorești performanță, cine să-ți dorească performanță? Nu, dar sunt soliști de muzică populară și la acesta că este de aici, de la noi, din Craiova, nu mai vreau să-ți mai spun mai mult, care mare piese foarte bune și care tu nu vii și cânti decât aceeași piesă, cu aia începi, cu aia termini. De ce poate se gândește că o știe lumea piesa respectivă, păi da, și o știi, cântă cu publicul. Da, eu vreau să mai ascult. Hai că sunt rea acum. Nu, și eu ironică. Sunt rea acum. Dar așa este, vreau să mai aud și alte melodii din repertoriul tău. Pentru că eu în momentul când îl aud că a început să cânte pe mie melodia aia, de fiecare dată eu mă ridic și plec din sală. Pentru că sunt sătulă. Deschide radio. Nu vrei să cânti cu solistul. Deschide radio. Ascult aceeași melodie. Da. Televizorul aceeași melodie. Nu se poate. Și soliste. Aici sunt soliste, este și o greșeală. Deci e o greșeală. Poate că ar trebui să vă impune și voi tu tot, nu mai încânta aia. A mediei este o greșeală. Nu! Nu, să spun de ce, nu! Nu, este greșeala solistului, să vezi, să spun de ce. Nu, dar mie mi se întâmplă mie la filmă. Pe vremuri la radio cu diverse piese, da? Și erau, nu știu, persoane care decideau asupra pieselor respective, da? Și nu făceai promovare doar la un singur cântec. Rulai până nebunai de cap, da? Nu! Deci veneau cu cântece noi, aveau un repertoriu diversificat. Acum, stai cred că și eu văd că merge și așa. Eu am o agendă și soliștii toți care mă privesc știu lucrul ăsta. Eu am o agendă și scriu. A venit Amelia Etega și anul trecut mi-a cântat Frunzulița Paie Vlad. Mi-a dat în pădure la Giubega. Da. Dau un exemplu, aiure. Anul ăsta mă întorc în agenda și mă uit. Anul trecut mi-ai cântat cu tare. Anul trecut mi-ai cântat și cu tare. Anul ăla la mă întorc cu 3-4 ani de noi. Și îți dai seama că ei sunt cam supărați pe mine. Mulți mă refuză pentru că nu vreau să le filmez aceeași piesă. Bă, dar de ce să filmez aceeași piesă când hai să le promovez și pe celelalte pe album? Atunci pe albumul respectiv, de ce l-ai pus? Deci, uite, Mărioară de la Gorj. Păi, mă, nu, lasă Mărioară de la Gorj. Stai să spun. Deci, mai și de bună emisiune, că asta e. Noi suntem foarte bune prieteni, suntem și vecine și trebuie să ne înțelegeți. Da. Nu, dar sunt cântece, sunt cântece dintre astea extrem de valoroase pe care le știe toată lumea. Dar exact ce spuneai și tu. Soliștii ar trebui să meargă să-și promoveze pe... Da. Nu, cum și să le meargă pe ideea. Hai mai să-mi diversific un pic repertoriul. Hai să vezi că mi s-a întâmplat cu un solist. I-am zis, zic, nu mai filmez cu tare. Nu, că eu vreau și piesa aia, că nu vreau pe piesa asta. Îți garantez că piesa asta e mult mai frumoasă decât asta, adică cel puțin mie așa îmi place. Nu, că nu știu ce. Îmi dă telefon peste 2 luni și îmi spune, după ce vede lumea la telefon, și îmi spune, zice, tu știi ceva, m-am dus să mă tă la o nuntă și mi-a cerut piesa cu tare pentru că a văzut-o la telefon și i-a plăcut. A, zic, piesa aia care nu vrei să... I-am dat-o și eu peste nas. Aia care nu vrei tu să o filmezi. Da. Și la ce concluzie ai ajuns? Că ai avut dreptate. Aha. Zic, vezi? Știi că la noi, la preselecție, nu știu, ai asistat vreodată la preselecția de la Maria Tănase? Cred că de vreo 2-3 ori. Deci, în general, cum se pune problema? Vine concurentul și vrea să cânte. Să da, cântă Doina Baladă, ce cântă el acolo. Deci are o piesă ritmată, una așa. Dar pe lângă asta, deci el trebuie să aibă niște piese pregătite. Pentru că din juriu aude întrebări. Da, ce altceva mai cântați? Da, am două. Ia cântați, ia s-aud. Da, ia s-aud asta. Da, ia s-aud astea la altă. Da, cu tare știi, dar nu știu ce. Și
concurentul respectiv chiar este trecut așa, știi, prin ciur și prin dărmonie, învârtit în fel și chip. Așa. Ei, și juriul chiar face anumite recomandări celor care trec de preselecție pentru scena. Nu cânta cu tare, că îți vine mai bine în vocea asta decât asta în altă. Dar ei trebuie să aibă de unde să aleagă. Niciodată juriul Festivalului Maria Tănase n-a fost încântat de vreun concurent care să cânte două piese și după aia să fugă. Nu. Adică ori știi, ori nu știi. De unde ai cântecul? Deci e foarte important să se știe dacă a cules folclor, da? E foarte important să știe dacă are cântece preluate de la soliști consacrați, da? Și când tu cânti, când s-a întâmplat să ne distrăm foarte tare, de exemplu, la preselecții de la noi, de la Dolj, și ne-am trezit cu o concurentă care cânta un cântec de al Mariei Ciobanu, da, Nu mai cântec nu era și se păcise versurile atât de tare pentru că fetița respectivă nu înțelegea nimic din ce cânta, da? Deci nu știu, era nu trăia, mecanic, trebuie să trăiești. Asta le spun și soliștilor, trăiți mai că melodiile. Ca să poți să transmiți, că dacă tu nu trăiești melodia și nu o cânti trăind-o, nu poți să transmiți mesajul către ăla care ascultă. Exact. Și ăla care ascultă nu te percepe și zice, ia te așa pe asta cum cântă. Da. Nu, deci nici publicul nu te agrează un vreun juriu cu atât de mai puțin. Adică eu vorbesc de un juriu serios și profesionist, nu jurii de astea așa făcute așa de amorul artei. Când va fi festival? 11-15 noiembrie, Teatrul Național Marin Sorescu. 11-15 noiembrie, vă așteptăm la Festivalul Maria Tănase. Voiam să spun că ceea ce este nou, că întrebai de elementele de noutate în organizarea festivalului, nu vorbesc de zona de scenă, da? Ceea ce este nou este faptul că noi nu am mai făcut preselecție la noi la Dolj. Ai spus, și da. Ți-am mai zis eu cu altă ocazie. Nu am făcut dintr-un anume motiv. Am vrut să vedem care sunt produsele umane pe care le scot instituții de specialitate de la noi de aici. Și da? Ideea este că avem instituții specializate, da, în așa ceva și n-avem de ce să ne erijăm noi în profesori de canto popular, pentru că nu mi se pare normal, da? Cum ți l-ai pregătit, așa l-ai? Inclusiv există studii universitare care se ocupă de acest domeniu, așa, există instituții, da, din Craiova, care sunt destinate pregătirii unor copii pentru astfel de evenimente, da? Și atunci nu avem de ce să ne implicăm noi. Și am vrut să și vedem cam care este efectul deciziei noastre, să vedem cum merg lucrurile aici la noi în zonă, fără să ne mai implicăm noi, care știi foarte bine că îi zăpăcea, da? Din primăvară până în toamnă, iarnă, când era festivalul, noi lucram cu ei, prin intermediul unor profesori chiar specializați, da? De ce? Corect. Da. Așa, și în felul ăsta și... Noi suntem organizatorii evenimentului, nu suntem... Soliștii pot să-și ia decizii în privința profesorilor care îi pregătesc. Nu suntem învățământ nici formal, nici non-formal, nici vocațional, nici de care o fi, da? Da, deci corect. Noi suntem organizatori. Amelia, mulțumesc din suflet. Cu mare drag, știu că durata emisiunii este de 90 de minute, dar ziceam ce o să vorbim noi 90 de minute. Eu dacă știam că o să vorbim atât de mult despre Festivalul Maria Tănase, ți-aduceam chiar materiale din vechime cu Festivalul Maria Tănase. Mai trebuia încă oră. Ar fi fost... Poate mi-aduci data viitoare, mai vorbim o ediție în care să arătăm câțiva soliști de acum 15 ani, să-i vedem și noi cum arată. E simpatică. Atunci mai înainte de festival, poate facem o emisiune și să-ți aduc niște materiale drăguțe. Mai ții minte că ai fost când eram noi la etajul 8, ai fost cu doamna Elise Stan? Da. Și a zis că este singura televiziune în care a fost, în afară de televiziunea română, într-o televiziune decât la Teleu a fost. Este singura televiziune apărută într-o emisiune direct. Da, și dau din casă și acum îmi doresc la această ediție să lucrez și am și discutat așa cu doamna Elise Stan.
Foarte bine. Un specialist... Suntem noi pe aceeași lungime de undă și, nu știu, avem așa o... Alchimie. Da, da. Și este un realizator care nu mai are nevoie de niciun fel de prezentare. Și, de, și, și este un om deosebit și modest. Așa este. Mulțumesc frumos, Amelia. Îți doresc succes. Doamne ajută cu acest festival să iasă bine și cu siguranță va ieși bine, pentru că va fi o ediție specială. Copiilor care sau tinerilor care vor să participe. Este succes. Mare lucru că se întâmplă aici în zonă un astfel de festival și că există instituții care pot organiza și instituții care pot susține. Pentru că nu-i puțin lucru ca o instituție administrativă, că ți-am spus așa, deci, da, deci de după 89 încoace a preluat acest eveniment și din punct de vedere financiar, evenimentul este susținut de Consiliul Județean Dolj. Prin bugetul Centrului Creației, deci noi organizăm, dar cei care susțin acest eveniment sunt ei. Felicitări cu Consiliul Județean Dolj pentru că, uite, susține tradiția și folclorul românesc. Mulțumesc încă o dată, succes și înainte de festival vii aici și prezentăm câteva din imaginile vechi. Poate aducem un solist doi de... Picanterii, nu? Așa. Și să-i arătăm, să vadă și cum erau la Festivalul Maria Tănase. Cum erau la Festivalul Maria Tănase? Da. Mititei cu 30 de kilograme mai puțin? Așa, așa, da. Mai departe. Da. Mulțumesc încă o dată. Cu mare, mare drag. Emisiunii din această seară. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. Sper ca părinții, dar și copiilor cel care vor să cânte, dar și copiii sau tinerii care vor să cânte folclor autentic românesc, să fi învățat ceva din această emisiune. Vă doresc o seară excelentă, ne revedem săptămâna viitoare. Sunt Carmina Vlad, toate cele bune, la revedere!